Salut, eu sunt Bogdan și astăzi am revenit cu un nou clip, de altfel ultimul clip de pe acest an. Suntem în 30. Încă puțin și intrăm în 2020, nu? Dar până un alt an, uitați, dați un follow pe Instagram pentru a fi la curent cu toate postările, pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile. Am zis să fac acest ultim clip în care vorbesc despre tot ce s-a întâmplat anul acesta, ce planuri am pentru anul viitor și așa mai departe. Tocmai ați auzit că s-a calmat mașina. Am pornit-o acum, face la cold start, face în ultimul halo, să vă pun acum un clip din nou. Deci da, trebuie să scoatem mașina din garaj totuși. Și pe urmă vom merge într-o zonă cu zăpadă, să sperăm că vom găsi zăpadă. Și vom trage niște cadre și de afară, vom arăta ce am mai modificat pe la mașină și așa mai departe. Ce vrem să modificăm în principiu la începutul anului și pe parcursul anului, până când vom da și această mașină, cel mai probabil. Ușor, să nu rămânem fără oglinzi. Ne vedem pe urmă. Și am revenit acum în mașină. Suntem aici cu Alex. Salut. La volan din nou. Eu în dreapta, liniștit. Și mergem să filmăm un clip așa de final de an, în care vom discuta tot ce s-a întâmplat anul acesta. O să ne amintim diferite chestii care s-au întâmplat anul acesta, ce clipuri am făcut, ce vom face anul viitor, ce am modificat la mașină și ce vom modifica. Multe chestii de genul. Da, am permis să mers eu cu F10-le. Foarte rar moment. Am zis, bă, faci portav, mergem, ajungem la mare. Și nu s-a consumat, cred că nici un sfert, nici măcar un sfert. Am avut consum 8. Cu fullul ăla ne-am plimbat pe la mare, ne-am și întors aproape la Vâlcea, pe autostradă spre Vâlcea, mai alimentat odată. Că n-a avut Bogdan permis, am mers la mare, am ajuns la București, am alimentat iară, am ajuns la mare, am mai făcut 3 fulluri la mare, deci când merg eu, mașina consumă 7-8, merge Bogdan. Am făcut, deci la mare am făcut 3 fulluri, fiindcă a fost treaba aia cu filmările și am dat în gură prin oraș chestii și noaptea am ieșit prin oraș și pe dar și atunci am dat în drept. Gură și doar da, că... dar nu ca atunci. Ai, bine, am făcut ceva. Deci când merge Bogdan 3-4 fulluri, dar vezi că eu am mers la mare, eu cu asta am mers la mare cu 2 fulluri. Mers încet? Mers de tău. Nu mers. Nici mexul meu între și între. Am găsit echilibru. Bă, da, e 30 metri consum. Păi e mic acum. Da. Când am fost atunci la mare și așteptam să vină volanul, am vorbit cu Emil, a trimis niște oameni care mi-au adus volanul Galați, fiind aproximativ aproape de Constanța. Și la 7 dimineața au plecat din Galați. Nu mai știu exact pe la cât au ajuns în Constanța, dar ideea e că m-am trezit așa direct, bă, trebuie să vină băieții de la centru de volane. Asta era ce? Da, bă, trebuie să-mi vină volan. Chiar am vorbit cu Emil să vedem cum facem volanul ăsta. Sau facem alt volan, luăm alt volan, ne vedem. Cu display-ul la sus care indică durația, temperatura uleiului și așa mai departe. Ăla de M-Competition mi se pare că e, nu? M-Performance. Sau apar, da. N-am fost la Moinești. Evenimentul chiar a fost fain, a fost mișto locația, a fost mișto cazarea, mâncarea puțin mai. Care a fost știință boss. Aia a fost cea mai penală fază. Bă, unde mai adus face? Unde mai adus, mă? Păi ce am făcut? Am început anul frumos cu F10-le, colanta portocaliu. Ce am făcut după aia? Primele chestii au fost jantele, perne. Jante și perne la începutul anului, adică în martie am dus mașina, știu sigur. În martie am dus mașina și a durat cam 3 săptămâni, ceva de genul. A durat foarte mult, am fost disperat când am avut mașina, efectiv. Număram zilele, mă trezeam în fiecare dimineață, bă, oare mă sună astăzi Răzvan, oare e gata mașina? Până la urmă a fost gata, a fost tot ok. Dă telefonul puțin să leagă la oameni. Uite, ăsta are aerisire, frate. Are... și pe față și pe spate. Da. Dă prin mesaj. Și pe față. E plană telefonul oricum. Da, dar l-am pus. Lasă. Bun, hai că ne-am bătut de la subiect. După aia am pus mașina pe perne, am pus F10-le pe perne, au început evenimentele. Mi se pare că unul dintre primele evenimente la care am fost cu F10-le, dacă nu mă înșel, a fost ăla la Ploiești.
unde au fost foarte, foarte mulți oameni, unde mi-am luat și amendă. Și ăla a fost, țin minte, mi-am amintit și acum că ăsta a fost, ăla a fost unul dintre primele clipuri care a prins, după părerea mea, bine, gen, au făcut 100.000 de vizualizări foarte rapid. Prin mai era treaba asta. Așa. După aia era în discuție noua culoare a mașinii. A fost o decizie foarte grea, aveam mai multe variante. Până la urmă, dacă mi-amintesc mai bine, am mers pe mâna lui Marius să facem MOV, fiindcă MOV-ul era fain și da, a fost fain. Doar că nu ieșea atât de mult în evidență cum ieșea portocaliu. Adică eu până și în momentul de față cred că portocaliu a fost peste MOV-ul ăla. Și chiar sunt complet sigur că dacă aș fi pus portocaliu pe mașina asta ar fi arătat genial. Ăla de a fost pe F10. Genial. Păcat că l-am mai avut și nu pot să-l mai pun. Dar ar fi dat genial pe mașina asta și nu vreau să... Prima culoare vreau să nu fie o culoare simplă, vreau să fie grafică. Se lucrează la grafică. Prin ianuarie sper să terminăm complet, să și printăm, să facem și printul, să și colantăm mașina ca să fie complet gata. Jantele o să urmeze prin martie cel mai probabil, acolo prin martie, când se duce zăpada, că nu le mai stricăm prin zăpadă, cu sare, cu chestii și așa mai departe. Plus că după iarnă știți bine cum apar foarte multe gropi și nu sunt niște jante tocmai ieftine cele pe care le voi achiziționa. Bun, a ieșit mașina MOV, a ieșit super, mi-a plăcut, dar v-am zis, portocaliu cred eu că a fost peste MOV. În fine, a fost cea mai bună alegere la momentul respectiv. Eu așa consider, în momentul respectiv fiecare alegere este cea mai bună pe care ai găsit-o. Băi, ce chiciură! Hai că am și spălat mașina ieri, mai e și spălat acum, mâine plec cu ea la București, se murdărește la loc, mai are sens să o spălați? Se murdărește rupă. Știu. Da, dar am obsesie să nu vă sara aia pe ea, că nu cred că-i face nici foarte bine la vopsea. Am venit cu ea de la Brașov. Băi, o să vă pun acum niște poze, deci mașina asta de când o am, nu a fost așa în viață, e bine. De când am, mașina asta cred că de când a fost ea fabricată, nu cred că a văzut iarna. Că iarna a fost țintă în garaj. Nu s-a umplat iarna cu ea. Bineînțeles că știi ce s-a întâmplat pe urmă după ce am colantat mașina MOV. Înainte de Speed & Sound de Râșnov, vreo săptămână sau ceva de genul, nu, chiar în săptămâna aia de fapt, mă duceam la Sibiu să fac softul de popcorn la F10. Doar că nu am mai ajuns la Sibiu, fiindcă am fost oprit de poliție și mi s-a luat permisul pentru prima dată. O vară foarte, foarte multe peripeții oricum și foarte faine unele din ele. Bine, dar acum când mă gândesc că au fost faine toate. Mi s-au luat permisul, am stat frumos o lună fără permis. Am avut F10. A avut F10-le, Alex. A trecut luna aia frumos, cu evenimente, cu tot. Unde am fost? Am fost... Nu, anul că trecut, la Moinești aveam permis. Anul trecut am fost la mai multe evenimente cu mașina lui Bogdanic, am fost cu mașina mea. Da. Stai, dar unde am fost? Că nu mi-am... Am fost la Târgu Jiu. Am fost la Târgu Jiu, am fost de două ori la Mane. Da, cred că odată am fost cu evenimente și odată am fost... Odată am condus eu. Odată eu și odată da, tu. Da. Da, două evenimente. Unde am fost? Că am fost La Zetea n-ai fost tu, a fost Tony. Pe prima dată am fost, prima dată când mi-ai condus mașina am fost la București, când am fost să fac jantele. Da, la Top Wheels. Ai făcut jantele atunci. Ai condus tu până la București, am lăsat mașina la Top Wheels, nu știu ce am luat Uber sau nu mai știu ce am luat, ca să iau inelele alea de ghidaj. Da, după aia, după aia ne-am întors iar cu Uber, cu același Uber. La Băneasa de unde ne-a luat Colo. Da, după aia am fost la Colo. Eu am rămas două zile la Colo. După aia nu, de fapt în ziua aia Colo m-a ajutat să iau mașina, să o duc la FS, unde trebuia să mi se facă ceva la o pernă. În timp ce o prietenă de familie mi-a dus mie golful la București ca să-i pun volanul, că eu în aceeași zi trebuia să pun și volanul și Bogdan trebuia să pună jante. Deci trebuia să plecăm și cu golful și cu BMW-ul în aceeași zi la București cu ele. Da. A fost o zi foarte lungă. Da. Cu perioada aia mi-am luat permisul înapoi, am stat două săptămâni cu permisul, am rămas iar fără el în București, poveste lungă, nu contează de ce am rămas. O primul tatuaj l-am făcut când am luat permisul în ziua aia, când mi-am luat permisul înapoi. Da, da, da. Al doilea l-am făcut în noaptea când am plecat la mare, la Constanța. Atunci. Aveam permis atunci. La plăiști ai fost, dar eram eu la volan. Da? Da, înainte să-l vând, cred. Înainte să-l vând, că îi duceam lui Silviu bara aia de M5. Da, eu da. Am cumpărat în bara de M5, s-o pun pe F10, neștiind că eu atunci o să-l vând. Dar totul a luat o întârsătură foarte neașteptată și m-am
apărut pe moment să văd mașina, n-am mai avut ce face cu bagă, am dus-o înapoi lui Silviu. După aia o săptămână mai târziu, cred că am vândut F10-le sau ceva de genul. A fost foarte faină mașina aia. A luat multe premii pe scară. Asta e sare, nu e zăpadă. Ba da, e sare. Pe aia zic, asta e sare, nu e zăpadă. Da. Eu nu cred că e zăpadă până sus la vidră. Și aici? Fac, pare. Mamă, ăsta e primul drum pe care am venit când am luat seria 6. M-am întors pe adevăr. Mamă. Ia-o pe aici. 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 Las-o pe avarii. De aici? Da. Păi ce-ți place aici? Îmi place zona, dă-te jos. Dă-te jos, ca la sclav. Ce spun, suculeț? Suculeț! Ups, am revenit. Sper că mă văd, nu știu, n-am reglat nimic. Ideea e că foarte, e foarte frig afară. E foarte frig. Stai așa să treacă Alex. Mamă, ce abur scoate mașina. Câte grade sunt? Minus 2 grade. Perfect. Doar că e friguț așa. Oh, salut. Așa. Nu cred că trece mașinuță. Vreau să facem o chestie așa de final de an. Așa. Că știu că asta vă doriți. Manual. La mulți ani! Mamă, scârți cu spatele! Sper că v-a plăcut! La mulți ani din nou! Hai, gata că... deja îngheață Alex acolo. Ia-uzi, bă! Gata. Hai că am avut și cauciucurile de iarnă. Nu mai avem, gata. Hai cu Alexuțul la volan. Salut! E frigut? A fost fumuleț? Mamă, dar se aude rău de tot aici, mașinile. Hai că mai am gumă. Ia uite, să vezi ce mișto e partea aia, gen, când filmezi ce a rămas pe jos. Da. Știi cum e vorba aia? Carne ai carne ca să o mănânci. Bogdan, mare filozof. Trebuie să scrie acolo, Bogdan, vlogger. Mamă, parcă văd că apar meme-uri de la cu mine. Carne ai carne ca să o mănânci. Ok. Ia să vedem ce a filmat Alexuțu. La mulți ani. Ne-a zis la mulți ani oamenilor și ție. Mulțumesc. O să fie ziua mea. La mulți ani. Șapte ani. Am făcut și ultimul burnout de pe anul acesta. Sper că mai filmează asta, nu? Mai filmează. Cum să nu mai filmeze? Mă simt fericit. Am făcut burnout. Mamă, o să fac rata rău. Rata rău. Mamă, să nu. Revelion. A venit mai devreme.
secție, ești, da, e mașinuța. Da. Mașinuța. Și ce zici de jucărie? Ne atacă ăștia, bă. Mamă, s-a terminat. Aleș n-a GoPro. Oh, salutac. Filmez cu două camere. Aleș n-a GoPro, să mor. Aleș n-a GoPro. Oh, salutac. Filmez cu două camere. Vedem direct, ne vedem direct de la locul de filmare. Băi, am ajuns în zona asta uitată de lume. De m-a dus titișorul. Și acum ne punem să tragem niște cadre. E cam fricuț așa. Un pic așa. Un pic așa. Să vadă mașina, gata. Așa. Mă interpretează cu alea și este încat. Bun, am ajuns în zona asta unde este foarte fric și o să te îmbrăca subțire. Să prezentăm puțin mașina și ce modificări am făcut în ultima perioadă. Astea puține pe care am apucat să le fac. Vreau să le prezint. Băi, în partea din față nu cred că i-am făcut nimic. I-am făcut ceva? Nu. Nu cred că i-am făcut nimic. Ah, emblema, aia nu se pune. Dacă mie unul îmi place foarte mult, am mult și nu o suportă. La fel cum nu suportă nici jantele. Dacă sunt jante de iarnă, na, n-ai ce să le faci. Băi, am apucat să fac și eu plafonul negru, să-l colactez negru. Și după ce-i pune în grafica, tot negru va rămâne, cred. O mare parte tot negru va rămâne. De fapt, hai să o luăm în partea din față și să spun și ce urmează aici. Băi, urmează lipul. Nu știu sigur dacă lipul de la Maxton sau dacă voi găsi ceva mai deosebit. Aștept să vină un lip de la Maxton, vedem cum vine. Ce urmează să-i mai fac la partea frontală? Cam atât cu partea frontală. Lipul și foarte clean. Bun. Bineînțeles, grafica. E3 vor fi aurii. Cum are pachetul ceramic BMW. Jantele vor urma niște jante pe 21. Niște jante foarte faine. În partea din spate am apucat să-i pun eleronul de carbon. Tot spatele M6 lui. Tipsurile, difuzorul carbon. Difuzorul este făcut hidrotransfer. Ce mai urmează în partea din spate? Mai urmează niște extensii în zona aceasta de aici până aici. Și urmează ceva și sub tipsul. Și dacă găsesc prelungirea aceea, mai urmează și o prelungire peste difuzor. Bine. Și se aude, mă. Bine, bun. Se aude un diesel. Pe partea de suspensii, nu am la momentan niște suspensii adaptivă stock. Urmează niște suspensii sport. În primă fac niște KV-uri. Hai să plecăm puțin și sub capotă. Bine, nu s-a schimbat mare lucru acolo. Nu ar vrea să vorbesc de downpipe. Mașina a primit un downpipe dintre primele modificări pe care le-a primit. Fiind cu Sport KNN, urmează o admisie nouă, urmează un intercooler nou. Vedem ce mai modificăm pe la motor, pe la partea de performanțe. Dar asta la începutul anului viitor. Bine, prin primăvară. Deci, bine, downpipe oricum se vede. Sondele Lambda sunt schimbate noi. Și cam asta este. Mamă, ce motor curat am, cine bun? De ce e așa curat? Nu știu. Mamă, s-a terminat. Apă nemțească. Așa.
Păi și cam atât, nu am făcut foarte multe modificări în ultima perioadă, nu am apucat să fac foarte multe. Ideea este că piesele se găsesc și foarte greu pentru seria 6. De exemplu, după difuzorul ăla am așteptat, bine, de când am cumpărat mașina, dacă mă gândesc mai bine înainte să cumpăr mașina, căutam difuzorul acela, dar nu se găsea. Până la urmă tot în țară am avut noroc și l-am găsit. Mare noroc, nu știu cum l-am găsit. În rest tot ce găseai pe afară venea după o lună, două. E foarte mult, la fel și cu lipul, la fel și cu orice piesă de tuning, să zic așa, pentru seria 6. În fine, eu abia aștept să văd grafica, să văd cum va arăta mașina cu print, când va fi complet gata. Dar toate astea le veți vedea în 2020, așa că rămâneți pe canal. Cam atât cu acest clip și da, la mulți ani și noi ne vedem la anul. Ciao. Pa, pa!